Să facem o observație asupra CSS global și particular. File open. Iată că de fiecare dată când apelăm File open, ne duce la capitolul 2, lecția 1. Aceasta deoarece site manage sites, am definit site-ul test în capitolul 2, lecția 1, din acest motiv. Putem să redefinim în lecția 4 noul site sau putem pur și simplu să deschidem curs Photoshop HTML. Reamintesc că nu este nevoie să deschidem și fișierul asociat CSS, deoarece iată-l. Comutăm în Design View, accesăm CSS Designer, selectăm fișierul asociat New CSS și în selectori, reamintim că în lecția precedentă am stabilit un selector body pentru întreg corpul de text, pentru tot textul din document și H1 până la H4 un grup de heading definite global. Add selector cu semnul plus. Să scriem H1 și să apăsăm de două ori Enter. H1 este definit odată global în acest pachet și mai este definit încă o dată aici. Să mai trecem încă un titlu pentru a putea trece H1 și H2 la cele două rânduri. Selectăm H1. Suntem atenți să debifăm Show Set pentru a avea acces la proprietăți. Accesăm câmpul text și Color, Set Color, stabilim o altă culoare. Enter. Nu s-a schimbat nimic deoarece H1 este atribuit ambelor elemente. Dacă atribui H2, heading 2, celul de-al doilea rând, iată ce se întâmplă. Heading 2, H2, este cuprins și definit în acest pachet, cu această culoare. H1, heading 1, este definit aici, cu această culoare. Dacă pachetul H1234 a avut această culoare și 16 pixeli ca dimensiune, H1 nu are font size stabilit. El va prelua font size din H1234. Clic pentru font size, pixeli, 18, Enter. Să stabilim o valoare mai mare pentru a fi evidentă, iată 25 și vedem aici 25 s-a updatat imediat pe ecran. Putem stabili o altă regulă pentru paragraf sau putem stabili un alt paragraf care să aibă un alt stil în cadrul aceleiași pagini web. New CSS are asteriscul semn că nu este salvat, File Save All, iar acum ambele fișiere sunt salvate.